Tema zilei de astăzi este destul de dificilă. Dacă aș putea, v-aș îndemna ca și Petru să vă încingeți coapsele minții. Să vă adunați toate puterile și dacă vă scapă ceva, să intrați pe internet și să mai ascultați odată. Cercetați duhurile. De câteva săptămâni încercăm să așezăm în viața creștină pașii pe care toți ar trebui să-i facem. Și ăsta cred că este un numitor comun pentru fiecare dintre noi. Nimeni nu poate trece pe lângă nașterea din nou. Nicodime îți spun, dacă un om nu se naște din nou, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. De aceea nașterea din nou, pe care autorul Evreilor descrie în câțiva pași, trebuie să fii luminat, să guști darul ceresc, să te faci părtaș Duhului Sfânt, să guști cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Fără nașterea din nou, n-ai nicio șansă să intri în împărăția lui Dumnezeu. Dar după ce ai intrat pe poartă, după ce ai devenit copilul lui Dumnezeu și pecetea aceasta în fier este pusă pe tine, trebuie să așezi în viața ta temeliile, învățăturile începătoare ale lui Hristos. Toate încep cu pocăința de faptele moarte și cu credința în Dumnezeu. Apoi urmează învățătura despre botezuri și punerea mâinilor, despre învierea morților și judecata veșnică. Noi suntem încă lângă învățătura despre botezuri și am vorbit despre botezul lui Ioan, botezul în numele Domnului Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor, și am ajuns la botezul cu Duhul Sfânt. Și data trecută am pus o întrebare, cum se primește Duhul lui Dumnezeu? Cum trimite Dumnezeu? Când trimite? Care sunt condițiile ca Duhul lui Dumnezeu să poată coborî în viața unui om? În primul rând, Duhul ni se dă în urma iertării păcatelor noastre. Dacă o inimă este murdară, botezul cu Duhul Sfânt ar însemna un botez cu foc, ar însemna pedeapsa lui Dumnezeu. De aceea Isaia strigă, deși era în templu, vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Abia după ce ai fost botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor, vei primi darul Sfântului Duh. Credința în Domnul Iisus Hristos te face fiu al lui Dumnezeu. Și pentru că suntem fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Deci vine în urma iertării și vine ca semn al înfierii. Dar Duhul lui Dumnezeu vine nu să se așeze pe scaunul secund în viața mea, ca să vorbesc cu El doar când îmi convine, ci El vine ca și cârmaci, cârmuitor, călăuză. Deci ni se dă în urma iertării, ca semn al înfierii și spre călăuzire sau în vederea călăuzirii. Scriptura ne spune, numai cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Dragii mei, eu nu verific dacă am sau n-am Duhul Sfânt din când în când. Duhul Sfânt mă are pe mine. Cu alte cuvinte, eu calc pe urmele Lui. Nu El îmi împlinește cererile și așteptările mele. Și de-al patrulea rând, Duhul lui Dumnezeu ni se dă în vederea împuternicirii pentru lucrare. Dragii mei, noi nu suntem aici să adunăm deșertăciune peste deșertăciune, toate vor arde dinpreună cu noi, dacă n-am învățat lecția, ci suntem aici ca preoții lui Dumnezeu, ca lumin, ca mărturie pentru El. Și de aceea Domnul Iisus taie din fașă orice pretenție de a cunoaște viitorul, de a așeza împărăția lui Dumnezeu pe pământ, de a sta unul la stânga, altul la dreapta, nu-i treaba voastră să știți vremurile soroacele. Nu vă frământați mintea cu ce va fi în 21 decembrie 2012. Va veni sau nu va veni sfârșitul lumii. Nu-i treaba voastră. Dragii mei, nu vă pierdeți vremea pe internet și televizor cu lucruri de felul ăsta. Noi avem o altă treabă de făcut. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt. Și veți fi martori, începând de la Ierusalim până la marginile pământului. Deci Duhul ni se dă în urma iertării, ca semn al înfierii, în vederea călăuzirii și a împuternicirii pentru lucrarea pe care Dumnezeu o mai face încă pe pământ. Am pus o a doua întrebare. Este vreo diferență între a te face părtaș Duhului Sfânt și a fi botezat cu Duhul Sfânt? Dacă citești Scriptura, vezi că ucenicii au primit Duhul Sfânt când în seara învierii Domnul Iisus a suflat peste ei. Luați Duh Sfânt. Și în felul acesta i-a trimis în lucrare. Dar 50 de zile mai târziu, ei au fost botezați cu Duhul Sfânt. Deci am primirea Duhului Sfânt și am botezul cu Duhul Sfânt. Plecând de la această realitate pe care oricine o poate citi în Scriptură,
Întrebarea care s-a ridicat de-a lungul cel puțin a secolului trecut este: acest tipar obligatoriu, normativ pentru biserica din toate timpurile? Răspunsul Scripturii este, în mod evident, nu. Dacă iau doar Faptele Apostolilor și mă gândesc la Rusalii, 3.000 de oameni sunt botezați și ascultați ce le spune Petru. Pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Lucrurile vin la pachet împreună. Uitați-vă la famenul etiopian. Venea de la Ierusalim citind Scripturile fără să priceapă ceva și Duhul lui Dumnezeu îl trimite pe Filip pe urmele carului. Și când îi se luminează ochii, când este luminat cu privire la cine e personajul acesta din Isaia 53, cu privire la persoana lui Iisus Hristos, el zice: uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip oprește carul, coboară, îl botează pe famen, Duhul îl ia pe Filip și famenul pleacă spre casă plin de bucurie. De unde bucuria asta? Este roada Duhului, dragii mei, plin de bucurie. Luați-l pe Corneliu, un sutaș roman, care căuta în sufletul lui pe Dumnezeu. Petru în sfârșit ajunge în casa lui și începe să vorbească. Pe când vorbea Petru, Duhul Dumnezeu a coborât peste el și peste casa lui. Apoi a fost botezat. Luați-i pe cei din Efes. Când Pavel și-a pus mâinile peste ei, imediat ce i-a botezat, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Cu alte cuvinte, în majoritatea cazurilor pe care le avem în Faptele Apostolilor, primirea Duhului Sfânt sau convertirea și botezul cu Duhul Sfânt sunt suprapuse. Există o singură excepție, cea din Samaria. În capitolul 8 ni se spune că Filip, după ce a plecat de la famen, a ajuns în Samaria, a propovăduit cuvântul și oamenii au crezut. Au crezut mai mult decât în vraciul din satul lor. Au fost botezați, spune Scriptura, dar peste nici unul nu s-a coborât Duhul Sfânt. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că samaritenii au primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Ioan și pe Petru. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coborâse încă peste nici unul dintre ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei și au primit Duhul Sfânt. De ce este această excepție în Samaria? Poate țineți minte discuția dintre Domnul Iisus și samariteancă? Mirată foarte mult că un iudeu bărbat îi cere ei, femeie samariteancă, să bea apă? Și Ioan comentează, între iudei și samariteni nu este nicio legătură. Dar mai mult, samaritenii aveau scripturile lor și religia lor. Iudeii aveau scripturile lor și religia lor. Până în ziua de astăzi există un Pentateuch samaritean. Imaginați-vă cum ar fi fost ca Dumnezeu, Duhul Sfânt, să nu fi rezolvat tensiunea aceea imensă între unii și alții. Țineți minte pilda samariteanului milostiv? Oare de ce o spune Domnul Iisus? Pentru că iudeii treceau pe lângă cei necurați, să nu avem nimic a face, că moară în păcatele lor. Dragii mei, cum putea Duhul lui Dumnezeu să lase să nască două biserici sau două aripi în aceeași biserică? Cum putea Duhul lui Dumnezeu să ne adune la oaltă Ierusalimul, Iudeea, Samaria și marginile pământului? Există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. De aceea nu pot exista două biserici sau cinci biserici sau șapte biserici. Trebuie să fie o singură biserică. Cu asta închid recapitularea și aș vrea să pun câteva întrebări. Sunt întrebări grele, dragii mei, pe dimineața aceasta. Și eu m-am frământat cu ele și mai bine n-aș vorbi despre ele. Vreau să vi le spun pe toate dinainte și pe urmă să le luăm câte una, cât ne va îngădui Domnul. În primul rând, este vorbirea în limbi semnul obligatoriu al botezului cu Duhul Sfânt? Ce dovedește, de fapt, vorbirea în limbi? Dumnezeu ne poruncește în Scriptură să cercetăm duhurile. Oare de ce? Oare de ce trebuie cercetate? De ce nu te poți deschide pentru lumea spirituală cu ochii închiși, lăsând garda jos? De ce trebuie judecate aceste lucruri în lumina Scripturii? Poate un credincios să ajungă sub influența unui duh străin? Cum se întâmplă lucrul acesta?
Iar dacă se întâmplă lucrul acesta, dacă există și un duh bun și un duh rău, chiar dacă manifestarea este aceeași, întrebarea este cum deosebești duhurile. Cu alte cuvinte, de unde știi că ceea ce vine, vine de la Dumnezeu sau vine de la cel rău? Nu uitați, nu există dar duhovnicesc care să nu poată fi contrafăcut. Diavolul nu creează, diavolul deformează și strică ce a creat Dumnezeu. Dacă n-ar exista binele, n-ar exista răul. Răul nu are statut ontologic, nu există în sine, răul este un bine pervertit. La fel este în lumea spirituală, dragii mei. Răul este un bine pervertit și de aici vine asemănarea și înșelăciunea. Dați-mi voie să iau întrebările pe rând. Este vorbirea în limbi semnul obligatoriu al botezului cu Duhul Sfânt? În secolul trecut au existat trei mișcări. Secolul a început cu mișcarea pentecostală, în 1906, undeva în sudul Californiei. Dar în anii 60-70, mișcarea aceasta a devenit ca un fel de aromă care a trebuit să intre în alte biserici, în Biserica Catolică și în alte biserici din lumea aceasta. Este mișcarea carismatică, în care ai aceeași căutare după Duhul Sfânt. Anii 80 a adus o reformă în direcția asta, al treilea val. Dacă primele două sunt valul întâi și al doilea, cei din anii 80 au numit al treilea val. Frații noștri penticostali, în bucuria aceea de la începutul secolului, au emis câteva reguli și vă citesc două dintre ele. În primul rând, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență ulterioară, afirmă ei, ulterioară convertirii care trebuie dorită și căutată de creștini și care rezultă într-o împuternicire pentru lucrare. Dragii mei, și eu mi-o doresc. Îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu pentru lucrarea Lui să-ți dea puterea Lui. Cum aș putea să fac lucrarea Lui fără puterea Lui? Pentru lucrarea Lui Dumnezeu este nevoie de puterea Lui Dumnezeu și de aceea toți trebuie să fim deschiși pentru lucrul acesta. Un al doilea articol. Atunci când are loc botezul cu Duhul Sfânt, cei botezați vor vorbi în limbi. Vorbirea în limbi trebuie să fie semnul că lucrul acesta s-a întâmplat. Foarte interesant, în anii 60-70, deci la un jumătate de secol după aceea, pentru că a fost vremea de dezbateri, de citit Biblia mai atent, frații noștri carismatici sau cei care s-au deschis pentru lucrarea Duhului Sfânt din diverse denominații, cred în vorbirea în limbi, dar ei nu socotesc că vorbirea în limbi trebuie să fie neapărat semnul botezului cu Duhul Sfânt. Dacă vii puțin mai târziu, în secolul nostru, în anii 80, al treilea val, sau cei care reprezintă acest al treilea val, susțin că botezul cu Duhul Sfânt se întâmplă la convertire. Așa cum am citit în Faptele Apostolilor, cu excepția Samariei. Și că experiențele ulterioare trebuie să numite umpleri sau împuterniciri cu Duhul Sfânt. Cum s-a întâmplat de pildă în Fapte, capitolul 4. S-au rugat, s-a scuturat casa din temelii, s-au umplut de Duhul Sfânt. Rezultatul? Au ieșit afară și mărturiseau cuvântul cu putere. Dacă vorbirea în limbi nu este semnul obligatoriu al botezului cu Duhul Sfânt, ce dovedește vorbirea în limbi? Citesc din 1 Corinteni, capitolul 12. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. Interesant, el vorbește despre idolii cei muți. Acum, idolul este mut, îl iei, îl muți, îl pui, și de ce își bate joc Isaia de el, de idolatrie? Iei un lemn, îl tai, parte îl bagi în foc, parte îți faci mâncare, la parte te închini. Nu sunteți voi nebuni? Întreabă Isaia. Dar Pavel vine și spune celor care intrau cu nonșalanță în temple idolatre și se așezau la mesele idolatre, le spune, nu, în spatele lor există cineva care nu-i mut, duhurile dracilor. Și eu nu voie să fiți în legătură, în părtășie cu dracii. Dragii mei, în tot bazinul mediteranean, în secolul I, în religiile păgâne, vorbirea în limbi și prorocia era prezentă. Cu alte cuvinte, trebuie să existe și o vorbire în limbi străină și o vorbire în limbi autentică de la Duhul Sfânt. Cum deosebesc între ele? În versetul 3 din capitolul 12, Pavel continuă. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu,
nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Ce îmi spune de fapt Pavel? Pavel vine și spune că Duhul lui Dumnezeu îl proslăvește pe Fiul lui Dumnezeu. Un duh străin nu poate face lucrul acesta. Nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, cum deosebesc lucrurile? Nu prin fenomenul în sine, fenomenul poate semăna, ci prin conținutul acelui fenomen. Exact așa trebuie să fac și cu darurile duhovnicești de orice fel. Vom vedea la sfârșit. Unul din teologii penticostali, care a scris un comentariu superb pe 1 Corinteni, spune că vorbirea în limbi dovedește prezența unui fenomen duhovnicesc, a unui fenomen care a ieșit din limitele cotidianului. Dar numai conținutul acelei vorbiri îți spune ce duh se arată prin canalul respectiv. De aceea, Scriptura ne obligă să cercetăm duhurile. De ce s-o fac? Pentru că orice manifestare duhovnicească poate avea două surse. Două surse care n-au nimic una cu cealaltă. Poate să vină din Duhul lui Dumnezeu sau poate să vină din duhurile dracilor, din duhurile necurate. Pavel îi atenționează pe cei din Corint. Nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți sluji și dracilor și lui Dumnezeu. Vreți să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Dar asta îmi spune că de o parte și de alta mi se oferă întotdeauna două voci, două realități, două împărății, două forțe, două realități care ar vrea să-mi controleze viața, să se manifeste prin mine. Și Pavel îmi atenționează, nu te poți deschide spre amândouă. Nu te poți pentru că nu te poți? Nu te poți pentru că nu se îngăduie Dumnezeu, tu te poți. Poți intra ușor sub influența unui duh necurat. Sau dacă l-aș cita pe Pavel din Efeseni, el ne spune că atunci când ești în lume, te controlează duhul lumii, șoapta lumii și mersul lumii. Când te întorci la Dumnezeu și ești smuls din împărăția întunericului, duhul lumii este înlocuit cu duhul lui Dumnezeu. Șoapta lumii ar trebui să fie înlocuită cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru care nu prea avem timp astăzi. Vă imaginați că dracul nu și-a închis megafoanele, el continuă să strige în urechile și în inima noastră pe toate căile posibile. Iar mersul lumii acesteia trebuie să fie contracarat de Biserica lui Hristos, de comunitatea Duhului Sfânt. Dacă toate acestea sunt prezente în viața mea, Duhul Domnului, șoapta Domnului și Biserica Domnului, dacă sunt parte din ea, Scriptura mi asigură că Cel ce este în noi este mai tare decât Cel ce este în lume. Cu alte cuvinte, putem liniștiți rămâne în lume, cum ne-a cerut Domnul Iisus Hristos, fără ca lumea să intre în noi și să ne controleze. Oare un credincios poate intra sub influența unui duh străin? Cum se întâmplă lucrul acesta? În primul rând, vă aduc două exemple. Și nu le aduc de oriunde, ci iau pe cei mai breji dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos. Primul este Petru, primul papă, dacă i-aș crede pe cei care îl socotesc așa. La un moment dat, erau la umbra copacilor undeva în Cezarea lui Filipi și Domnul Iisus le pune o întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Păi unii zic că ești prorocul, altul că ești Ieremia, dar voi. Și Petru vine cu răspunsul. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Ce mă frapează este ce spune Domnul Iisus despre mărturisirea lui Petru. Petre, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Adică, Petre, ai avut o linie directă cu cerul și Dumnezeu ți-a revelat un adevăr capital. Eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră, pe piatra mărturisirii tale voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților n-o vor birui. Dar imediat după aceea Domnul Iisus începe să le vorbească despre faptul că trebuie să meargă la Ierusalim, să fie dat în mâinile bătrânilor, să fie bătut și schinjuit și răstignit pe lemn. Lui Petru îi se pare prea mult și îl ia deoparte pe Domnul Iisus și spune să te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple așa ceva. Știți răspunsul Domnului Iisus? Petre, ai schimbat linia cu Dumnezeu pe linia cu Satana, înapoi a mea Satanul. Dați-mi voie să iau alți doi ucenici. Domnul Iisus era în drum spre Ierusalim și a venit seara, ar fi vrut să-și plece și el capul undeva și pentru că fiul omului n-are unde să-și plece capul, a trimis doi ucenici în Samaria să-i găsească un loc de poposire,
samaritenii au zis, voi iudei, da, n-aveți ce căuta pe aici afară. S-au mâniat cei doi și au venit la Domnul Iisus și au zis, poruncește să chemăm foc peste ei. S-a mai întâmplat, Dumnezeu i-a dat lui Ilie povestea asta. 50 de oameni au fost pulverizați. Dă nevoie să facem același lucru cu satul samaritenilor. Domnul Iisus se uită la ei și zice, nu știți de ce Duh sunteți călăuziți. Erau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu? Nu. Cine erau ei? Ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus îi spune, Duhul lui Dumnezeu proslăvește pe Fiul lui Dumnezeu, nu-L contrazice pe Fiul lui Dumnezeu, iar Fiul lui Dumnezeu a venit să mântuiască, nu să piardă în foc pe cei pierduți, să-i mântuiască ce era pierdut. Spuneți-mi, nu se cuvenea oare că Apostolul Ioan în prima sa epistolă să ne spună în capitolul 4, versetul 1, prea iubiților, nu dați crezare oricărui duh, cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși, mulți proroci îmbrăcați în haine de oi care n-au nimic cu împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, asta este realitatea de atunci până în zilele noastre. Pentru că pentru fiecare lucru veridic există 100 de lucruri false. Știi de ce? Să nu poți alege între ele. Să fii un vacarm în jurul tău, să nu știi încotro să te duci. Asta este lucrarea celui rău. Și de aceea cunoașterea Scripturilor este vitală pentru fiecare dintre noi. Pentru că cercetarea duhurilor se face doar în lumina Scripturii. Dar cum poate să ajungă cineva sub controlul unui duh străin? Dacă Petru a intrat, dacă Ioan a intrat, dacă Iacov a intrat, cum poate omul, cum pot eu sau tu? Dacă sar în capitolul 14 din Corinteni, Pavel se uită la frații lui din Corint, nu uitați, el scrie bisericii lui Dumnezeu, care este în Corint, și le spune în versetul 20 din capitolul 14, fraților, nu fiți copii la minte, la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine, și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Apostolul Pavel face apel la un text din Isaia, capitolul 28, versetul 11. Dragii mei, după știința mea, din câte am cercetat eu, niciodată Pavel nu împrumută cuvinte din Vechiul Testament neglijând contextul Vechiului Testament. Când Pavel face apel la un text din Vechiul Testament, trebuie să te întorci acolo și să iei întregul context, să vezi ce a vrut să comunice prin citatul acela scurt la care face referință. Versetul 22 continuă din capitolul 14. Prin urmare, în lumina citatului din Isaia, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Întrebarea este, pentru cei necredincioși de unde? Pentru cei necredincioși de afară sau pentru cei necredincioși din poporul lui Dumnezeu? Prorocia dimpotrivă, continuă textul, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi, și-ar intra și din cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Bă, ce grele cuvinte! Problema este că nu poți opri pe nimeni să zică ce vrea. Să vină între noi și zică, ăștia-s nebuni. Ar fi mai grav dacă ar avea dreptate. Și Pavel asta spune, când vă adunați la oaltă și fiecare cu povestea lui, vorbind cu Dumnezeu, cel care intră de afară are dreptate când vă spune, sunteți nebuni. Dacă citiți cu atenție textul din Corint, Pavel, tocmai lucrul acesta al contracara, când biserica se adună la oaltă, orice se face în ea, trebuie să țină cont de celălalt. Nu te poți izola tu cu Dumnezeul tău și cu bucuria ta de a comunica cu El. Nu se poate, este interzis. Și când merg împotriva cuvântului lui Dumnezeu, atunci mă deschid pentru lumea spirituală negativă. Ascultați-l pe Pavel, versetul 18-19, înainte de a cita din Isaia. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi, nu în altă limbă, în alte limbi, mai mult decât toți, dar în biserică, vreau mai bine să spun 5 cuvinte înțelese, ca să învețe și alții, decât să rostesc 10.000 de cuvinte în altă limbă. Deci regula în adunare
este biserica, trebuie să fie zidită sufletește. Și el continuă, frații mei, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, la minte fiți oameni mari. Dar dacă toți prorocesc, continuă versetul 24, și intră vreunul, ce înseamnă toți prorocesc? Eu spus în versetul 3. Cei care prorocesc vorbesc dimpotrivă oamenilor spre zidire, sfătuire, mângâiere. Dacă toți fac lucrul acesta în ordine și disciplină, ne va spune el în capitolul 14, și intră unul necredincios sau fără daruri. El este încredințat de toți, este judecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ și se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, într-adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Ce diferență! Aceiași oameni vin și spun, ăștia sunt nebuni! Sau vin și spun, într-adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Spuneți-mi, care-i rolul bisericii? Nu acesta ultimul? Acei care intră între noi să zică, într-adevăr, Dumnezeu este în mijlocul lor. Dacă s-au certat, se știu împăca. Dacă lipsește cuiva ceva, știu dărui. Dacă cineva e întristat, știu plânge cu el. Dacă lucrul acesta ar fi adevărat, oricine ar intra între noi ar zice, într-adevăr, Dumnezeu este în mijlocul nostru. Dar repet întrebarea, cum ajunge cineva sub controlul unui duh străin? Revin la citatul lui Pavel din Isaia. Ce s-a întâmplat acolo? Ahaz moare. Ahaz a închis templul, a schimbat altarul, a fost un apostat și a trecut copiii prin foc în cinstea lui Moloch. A fost un idolatru. Fiul lui, Ezechia, este luat în ucenicie de Isaia. Și Isaia a făcut probabil drumul lung cu el, s-au plimbat împreună și încetişor i-a semănat în mintea acestui tânăr nevoia de a se întoarce la Dumnezeu. Când ajunge pe tron Ezechia, deschide ușile templului care au fost închise de tatăl său, curăță templul, adună pe leviți, pe preoți, pregătesc sărbarea Paștelui și Scriptura spune de pe vremea lui Solomon și a lui David n-a fost așa bucurie în Israel. Ce extraordinar început pentru un tânăr de 25 de ani. Extraordinar început. N-a durat foarte mult, dragii mei. Asta s-a întâmplat de 735, cam prin 715, deja inima lui îngânfată a zis, păi, cum ar fi să îmi dovedesc vrednicia? Și a început să adune o coaliție militară împotriva Siriei. Isaia îi vorbește deseori, dar Ezechia nu mai are urechi pentru cuvântul Domnului. În 703, coaliția este adunată, în 701, Asiria atacă Ierusalimul și lasă ca pe o covercă într-un câmp de castraveți, spune Isaia, ca pe o colibă în vie. Dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, ar fi ras, am fi ajuns ca Sodoma și Gomora, scrie Isaia. Deci, în primul rând, când inima cuiva se înstrăinează de Dumnezeu, în loc să mă intereseze cuvintele, poruncile lui Dumnezeu, încep să plec urechea la șoapta lumii, la prietenii mei și încep să justific păcatele mele. Ăsta este primul pas. Al doilea pas, Ezechia nu s-a mulțumit doar să se înstrăineze de Dumnezeu, a mers direct împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus când i-a scos din Egipt, niciodată, în nicio ocazie să nu vă mai întoarceți în Egipt. Ezechia a strâns aurul și argintul din templu, l-a pus pe măgari și a trimis pe delegații lor la egipteni și etiopiani să-i cumpere pentru coaliția militară pe care el o pregătea împotriva Siriei. Al treilea lucru, și-au bătut joc de trimisul Domnului, de Isaia. Când coaliția, când trimișii lui Ezechia s-au întors cu lucrurile semnate, Ezechia a dat un banchet pentru mai mari lui Iuda. Preoți, proroci, judecători, curtea împărătească, toți erau acolo. Isaia a așteptat până când au trecut începuturile banchetului și textul din capitolul 28 începe așa, vorbind cununei îngânfaților bețivilor lui Israel, lui Efraim. Citiți, vă rog, capitolul 28. Este deschisă sala de ospețe. Când intră Isaia în sala de ospețe, oamenii erau beți, li se împleticeau limbile, mesele erau pline de vărsături, nu era niciun loc curat. Isaia se oprește în ușă și începe să vorbească și nici nu deschide bine gura și bețivii din sală încep să zică, versetul 9 din capitolul 28, pe cine vrea să învețe el înțelepciunea, cui vrea el să dea învățătură unor copii înțărcați de curând, luați de la țiță? Căci dă
Aici traducerea nu ne prea ajută. Versetul 10 spune, dă învățătura peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Poate traducerea mai corectă este, băi, Isaia, ce tot bla, 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 bla? Pe cine vrei să înveți tu? Pe niște copii? Luați de la țiță? Și acum vorbește Isaia, versetul 11, și ăsta este versetul citat de Pavel. Ei bine, prin niște oameni cu buze bâlbuitoare și cu vorbire străină, va vorbi poporului acestuia Domnul. Și tot nu mă vor asculta. Limbile, spune Pavel, plecând de pe acest context, sunt un semn pentru cei necredincioși. Pentru cei necredincioși de unde? Pentru cei necredincioși de afară? Nu, dragii mei. Pentru cei necredincioși din poporul lui Dumnezeu. Din cei care se socotesc poporul lui Dumnezeu, dar care prin înstrăinarea inimilor, prin coborârea în Egipt, prin batjocuri aduse la adresa trimiselor lui Dumnezeu, li s-a împietrit inima. Limbile sunt un semn pentru cei necredincioși din poporul lui Dumnezeu. Dar repet întrebarea, cum ajunge cineva sub controlul unui duh străin? Aș lua contextul din Isaia să-l translatez în Corint. În primul rând, înstrăinarea inimii de Domnul. În al doilea rând, coborârea în Egipt după ajutor. Adică te întorci în lume pentru că ți se mai dragi lucrurile de acolo pe care tocmai le-ai lăsat. Și în al treilea rând, nesocotirea trimisului Domnului. Dacă aș lua doar primul aspect, înstrăinarea inimii corintenilor de Dumnezeu, primele patru capitole dezbinări. Unii ziceau, sunt al lui Pavel, sunt al lui Chifa, sunt al lui Apollo, sunt al lui Hristos. Dacă citesc textul mai departe, în capitolul 5, o curvie cum nici măcar între neamuri nu se pomenește. Capitolul 6, judecăți cum nu este cineva să judece între frate și frate de vă duceți la cei netăiați împrejur. Capitolul 7, familii în derivă. Nu mă mai culc cu bărbatul meu, eu sunt sfântă pentru Domnul. Pavel trebuie să scuture femeile din Corint, dragii mei. Capitolul 7, capitolul 8, idolatrie. Batjocoria, disprețuirea fraților, fără să știe că disprețuiesc pe Hristos. Capitolul 10, paharul Domnului, paharul dracilor. Capitolul 11, cina Domnului transformată în beție. Capitolele 12 la 14, adunarea transformată într-o scenă a afirmării de sine. Cine strigă mai tare, cine vorbește mai mult. Pavel trebuie să facă rânduială între ei. Capitolul 15, devieri teologice, nu mai credeau nici în învierea morților. Pavel zice, dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Dacă Hristos n-a înviat, sunteți încă în păcatele voastre. Capitolul 16, Pavel pune punct, zice, dacă nu iubește cineva pe Domnul Iisus Hristos, să fie anatema. Spuneți-mi, într-o astfel de biserică, pot pătrunde duhuri necurate? Ușa pe care noi o deschidem spre lumea necurată, dragii mei, sunt păcatele noastre, ascultările noastre de diavolul. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare care duce la neprihănire. Întotdeauna suntem în furca edenică, întotdeauna ne putem deschide spre o lume spirituală sau spre alta, ca Petru, ca Iacov, ca Ioan. Să merg un pas mai departe. Necinstirea sau nesocotirea trimisului Domnului. În cazul acesta, trimisul Domnului era apostolul Pavel. Cu nicio biserică n-a avut atâtea probleme ca și cu biserica din Corint. Citiți capitolul 4 din 1 Corinteni, capitolul 11 sau toată cartea 2 Corinteni. Este plânsul lui Pavel cu privire la relația dintre el și Corint. În capitolul 4, versetul 8 din 1 Corinteni, el le scrie, o, iată-vă sătui, iată-vă ajungi bogați, iată-vă împărățind fără noi, măcar dacă ați împărăți, ca să putem și noi împărăți cu voi, împreună cu voi. Până în ziua de astăzi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Imaginați-vă apostolul Domnului Iisus Hristos în mijlocul bisericii lui. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac de rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei, căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, căci eu v-am născut în Hristos prin Evanghelie, de aceea vă rog, călcați pe urmele mele.
Citiți 2 Corinteni 11. O, suferiți, vă rog, puțin tică nebunie din partea mea. Pavel măturat de o parte de Corinteni, pentru că alți apostoli prea iubiți de ei au fost puși în cinste. Pavel era trimisul Domnului, ceilalți erau impostori. Dar cum să iau coborârea în Egipt după ajutor? Egiptul lor era Corintul și Atena, dragii mei, filozofările grecești, oratoriile. De ce s-au împărțit biserica? Pavel ăsta e cam bâlbuit. Arată și urât, are și probleme cu ochii. Apolo, era tare în vorbire. Și biserica s-a rupt pe ce? Pe conținutul lucrurilor? Nu, dragii mei, ci pe forma lucrurilor. S-a rupt și au creat partidele între ei. Pe lângă filozofările vremii, i-au alergat după slava de șarta vremii. S-au adunat în jurul oamenilor. Ascultați-le ce scrie Pavel în 1 Corinteni 3, 18 la 20. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul Atenei, a Corintului, în felul lumii acesteia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și iarăși Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți. Știe că sunt deșarte. Nimeni să nu se fălească cu oamenii. Făliți-vă cu Hristos, le spune Pavel. Nimeni să nu se fălească cu oameni. Cercetați duhurile. De ce? Pentru că orice manifestare duhovnicească poate avea două surse, nu-i tot una din ce pahar bei. S-ar prea putea ca fenomenele să fie asemănătoare ca botezul lui Ioan cu botezul lui Iisus. Nici o deosebire în ritual. În esență, una s-a arătat păcatul, cealaltă s-a rezolvat păcatul. Asta e o diferență uriașă. Așa e și aici. Paharul dracilor și paharul Domnului poate suna la fel, dar nu-i tot una. Nu puteți bea. Vreți să întărătăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Și o ultimă întrebare. Dacă sunt toate adevărate, dragii mei, cum deosebim duhurile? Mă întorc înapoi în textul din Corinteni 12, primul verset. În ce privește darurile duhovnicești, traduce Cornilescu, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. În greacă, dar este carismata, este o lucrare a Harului lui Dumnezeu. Cuvântul acesta nu există în original, darurile duhovnicești. Și atunci textul ar trebui tradus în ce privește cei duhovnicești, cele duhovnicești sau arătările duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Uitați-vă la versetul 7 din capitolul 12. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Aduc două expresii înaintea voastră, darul Duhului și arătarea Duhului. Când spun darul Duhului, pe ce vă cad ochii? Pe Duhul sau pe dar? Darul Duhului. Pe ce vă cade ochiul? Inima. Pe dar, da? Certurile în Corint erau pe daruri. Când zic arătarea Duhului, n-aveți nicio altă șansă decât să-L căutați pe Duhul cu ochii inimii. E adevărat? Și tocmai lucrul acesta îl îndeamnă Pavel. În ce privește manifestările duhovnicești, stați cu ochii pe Duhul. Duhurile trebuie cercetate, pentru că nu orice Duh vine de la Dumnezeu. De pildă, unuia este dat prin Duhul, este vorba de Duhul Sfânt, să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia tămăduirea prin același Duh, altuia puterea să facă minuni prin același Duh, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felul de limbi, altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate acestea le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește El, cum voiește. Imediat în partea următoare a capitolului, Pavel aduce ca model trupul acesta omenesc. El călătorea împreună cu Luca, medicul, și probabil că discutau multe despre tainele trupului omenesc. Și Pavel vine și spune, trupul nu este un singur mădular, oricât de important ar fi el. Este trupul doar o mână, doar un picior, doar un creier, doar un ochi, doar o ureche? Nu. Trupul este format din multe mădulare diferite și ele în armonie formează un singur trup, spune el. Un singur trup. Versetul 27. Voi sunteți
trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Versetul 28. Și Dumnezeu a rânduit, așa cum a rânduit în trupul meu și mâini și picioare și ochi și urechi și păr și unghii, a rânduit de toate, așa a rânduit și în biserica lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, în al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, vorbirii înferuite în limbi. După care Pavel întreabă, în lumina trupului, oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? Ce răspuns ați dat la întrebarea lui? Nu! Dacă toți ar fi un singur lucru, unde ar fi trupul? Întreabă Pavel. Dar ori aș putea să citesc textul așa, în contextul corintian, toți cei care pretind că sunt cu adevărat, luați-i pe rând. În Corint, Pavel se luptă cu apostolii mincinoși. În alte biserici, cu învățătorii mincinoși. Da? Deci când te duci pe urmele lui Pavel, vezi totdeauna venind pe urmele lui. Cu alte cuvinte, foarte mulți pretindeau că sunt apostoli, că sunt proroci, că sunt... Pavel spune, nu toți sunt, cercetați duhurile. De ce dați crezare oricărui duh? Deci, în mod evident, nu poate să fie toți. Și atunci Pavel încheie așa, capitolul 12. Urmați dar după darurile cele mai bune, traduce Cornilescu. Și voi arta o cale nespus mai bună. Dați-mi voie să tai afară superlativul. Și să zic, umblați după darurile cele bune. Dar cum să deosebim între ele, Pavel? Și Pavel spune, simplu. Practic, Pavel, prin capitolul 13, pe care îl vâră între capitolul 12 și 14, 12 daruri, 14 daruri, 13 dragoste. Ca și cum, dacă scoate afară capitolul 13, ar curge textul fără probleme. Ori capitolul 13 este cheia care descuie lucrurile. În capitolul 13, Pavel ne spune, un dar duhovnicesc este un vas. Vasele au diverse forme, diverse capacități. Unele sunt mai vizibile, altele nu se văd, ca și în trupul nostru. Mădularele mai neglijate, mai slabe, le îmbrăcăm cu mai multă cinste ca să nu fie dezbinare în trup. Dragii mei, sunt și darurile duhovnicești, diferite. Nu trebuie să râvnești la darul altuia, pentru că nu vasul și forma lui contează. Dar ce contează? Conținutul lui. Conținutul lui. Ori capitolul 13 îți arată o cale nespus mai bună. Cu alte cuvinte, ațintește-ți ochii nu asupra darului, ci asupra Duhului. Dar de ce? Cum identific pe Duhul lui Dumnezeu? Simplu. Printr-un lucru pe care diavolul nu-l poate contraface, prin roada Duhului. Când Duhul Sfânt se arată, când vine botezul cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt, numiți-o cum doriți, dragii mei, nu poate să existe certuri acolo. Nu poate să existe dezbinare acolo. Duhul Sfânt nu face astfel de lucruri. Uitați-vă ce ar trebui să aducă revărsarea Duhului într-o comunitate, într-o adunare. Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Dragii mei, de un secol și ceva, mai multe dezbinări ca pe linia darurilor și a botezului cu Duhul Sfânt nu a fost în creștinism. Ne scoatem ochii, scriem articole, cărți unii împotriva altora. Pentru mine, asta este dovada clară a faptului că altcineva se manifestă. Dacă Duhul lui Dumnezeu s-ar manifesta, roada Duhului ar trebui să fie acolo. Dragoste, bunătate, pace, îndelungă răbdare, bucurie, facere de bine, credincioșie, blândețe, stăpânire de sine. Chiar dacă nu-s de acord cu tine, nu trebuie să scot ochii, nu trebuie să te calc în picioare. Uitați-vă ce se întâmplă în lumea creștină. Eu nu citesc bloguri, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a luat vederea pentru asta. Pentru că mi-e rușine de ce se întâmplă în lumea creștină, dragii mei. De vărsăturile care sunt pe mese, ca pe vremea lui Isaia. Poate să fie acolo Duhul Sfânt? Nu. Indiferent că sunteți baptiști sau penticostali, ortodoxi sau catolici.
Dacă roada Duhului nu e acolo, sigur trebuie să fie un alt Duh. Domnul Iisus și-a avertizat ucenicii. Vor veni mulți îmbrăcați în haine de oi, care sunt luprăpitori. De aceea, după roadă, îi veți cunoaște. Am frații mei din Australia aici și australienii au, am fost și eu de câte ori pe acolo, transmite salutări la toți cei de acasă, dar au un obicei. Cum vine cineva din România, țup cu el la învon. Mi s-a întâmplat și mie. Din 45 de zile, vreo 43 am fost la învoane și prin avioane. Am venit stors ca o lămâie. Știți care e problema? Când vii din România, vii cu 5 predici frumos sticluite. Și au impresia australienii că toate sunt bune și frumoase. Și de aceea, prin bisericile lor, în primul rând, stau păstorii puși sub naftalină. I-au adus, i-au ascultat, s-au terminat, i-au pus deoparte. Alții. România e mare, sunt 20 de milioane, au de unde alimenta. Viața oricum e mai bună în Australia, dacă n-ar fi cimitire, am crede că trăim în mii de ani, mi-a spus cineva când am fost acolo. Ei, când ai oameni de aceștia care colindă bisericile, prorocind și făcând una și alta, chiar minuni, dragii mei, n-ai vreme să le cunoști roadele. N-ai vreme. Pentru că n-ai vreme să le cunoști roadele, înghiți o mulțime de lucruri care te desfac și nici nu știi de ce. Domnul Iisus a spus, nu eu, după roade îi veți cunoaște. Culeg oameni struguri din spini? Nu poate fi viața unui om în familie un spin și la învon strugure dulce. Nu se poate, dragii mei. Este doar o piele de oaie pusă peste un lup. Dacă ești putred pe dinăuntru și cuvintele care le scoți în afară sunt tot putregai, aș încheia cu porunca Scripturii. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Adică nu vă lăsați mintea controlată de vin. Fraților, nu fiți copii la minte, la răutate fiți prunci. Dar care-i porunca cealaltă? Fiți plini de Duh. Este cineva în biserica noastră care poate să zică în fața acestei porunci, eu nu-mi doresc lucrul acesta și nu vreau lucrul acesta? Eu n-aș îndrăzi să o spun. E o porunca Domnului. Dar a fi plin de Duh, întreb, înseamnă să ai Duhul la dispoziția ta sau să te pui pe tine la dispoziția Lui? Cine-i pe scaunul din față? Scriptura spune, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când Duhul Sfânt vine în viața cuiva, Duhul Sfânt are inițiativă, Duhul Sfânt are porunci, Duhul Sfânt vorbește și eu trebuie să ascult. Și Duhul Sfânt nu poate vorbi împotriva Scripturii, nici împotriva Domnului Iisus Hristos. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Provocarea în această dimineață pentru mine, pentru noi, nu este să aveți un dar duhovnicesc. Să mă uit la vas cât de frumos e. Provocarea pentru mine este să fiu un dar duhovnicesc pentru frații mei. Poate că sunt numai un degetar, nu pot întinde decât o mână, să zic, mulțumim frumos, nu pot să fac mai mult. Spuneți-mi, nu cumva m-am dat Duhului Sfânt să se arate prin mine? Poate că n-am decât doi bănuți ca femeia săracă și în inima mea este o povoară pentru că văd nevoile în jurul meu și iau cei doi bănuți. Îi pun pe limbă să nu mă vadă nimeni și îi dau să nu știe stânga ce face dreapta. Nu m-am dat Duhului Sfânt ca Duhul să arate prin mine? Noi toți așteptăm ca să ploaie din cer ceva și dintr-o dată să fim altceva. Nu, dragii mei, viața se trăiește pas cu pas. Și eu cred că dacă te dai Duhului Sfânt în lucrurile mici, Duhul Sfânt te va chema în ape mai adânci. Nu uita! Provocarea nu este să ai un dar, ci să fii un dar din partea Domnului pentru alții. Să te dai Duhului Sfânt, ca Duhul Sfânt să-L proslăvească pe Hristos, ca împărăția Lui să fie lărgită prin tine. Amin.